pleca astăzi, cazul curățului Ion Creangu, vinovat după acte din dosar de la mai multe abateri de la regulile de bună conduită. Dorim ca dezbaterile noastre să pună în lumină atât greșelile să vă știe de el, cât și părțile lui bune, pentru ca sentința să fie cât mai dreaptă. Vom asculta cu mare atenție atât pe acuzatori, cât și pe apărători și vom lua în considerație numai mărturile bazate pe adevăr. Să fie introdus în grupatul. Acuzatul este de fapt. Acuzat, spuneți numele. Nică. Cum Nică? Eu așa, Nică. Aproape, vedeți dacă nu s-a făcut confuzie de împicinat. Nu e nicio confuzie, acesta e împicinatul. Deci, cum te cheamă? Am mai zis din umor. Nică, dar și tu sunteți surd? Liniște! Dacă se turbă ordinea, ne va fi sală. Bine, bine. Nică, și mai cum? Păi, Nică nu știe pana bine. Asta mai bine la socoteală. Da și socoteală. Așa mă cheamă. Trebuie să respecti tribunalul. Adică, nu mai ai? Unii nu mai spun și eu în păcălă. Asta e bune? În păcălă lui bune. Nu, uite, am întrebat de nume. Bună oară, cum îl cheamă pe tată? Tata lui Ștefan Achete, și tot pare. N-avem nimic văzut. După cât știu, e văzut cum se cade și la locul lui. Pe noi ne interesează numele, deci se cheamă cum un subotat. Aprod, ai spus Ion Creangă. Cred că așa ceeași persoană, un oraș de pe tot. Cel puțin așa scrie în istoria literaturii române. Adă în istoria literaturii române. Eu sunt ușa obrăznicătorii de acolo. Vă cheamă Mărioara și soția.
alabastrele și botanul. Jură că veți spune adevărul. Nu mai adică. Permiteți să pun martorului câteva întrebări. Aveți cuvântul. Să spună martora dacă îl cunoaște pe acuzat. Dar păi cum să nu-l cunosc? Eu ceapă și jumătate. Deci recunoști că a făcut o mulțime de isprăvi nepotrivite unui școlar care trebuie să se țină numai de carte. Un tâlhar, un orat tribunal. L-am prins în șileș cu stânul plin de foame și mi-a spus că voarind o fost mastur. Ce cuvântul? Foarte apărere are cuvântul. Aș vrea să spună martora că dacă atunci când i-a cerut părâțului să o coboare, avea și la mână. Apoi, vezi bine că avem o prăjină și vrea să îl învățe. Vedeți unul la trecute? Care copil a venit să fie bătut de până voie? Apoi credeți că bătul are efect la dezvoltarea minții? Am luat în mine și cu bătul de păr. Liniște! Vedeți? Rău să se consemneze declarația acuzatului. Martora a aruncat pietru copil. Putea să lovească în cap. Ce s-a întâmplat atunci? Copilul a scăzut și a fost că mână sau picior. Aș fi putut să rămână în fir toată viața. Protestez! Avocatul apărării vrea să transforme martorul în acuzat. Vă rog să vă repetați întrebări care nu aduc linie martorului. Mai aveți de pus întrebări martorului? Una singură. Să-mi spună martora, dacă în afară sunt căciunea cireșilor, acuzatul a mai adus și alte fapte. Apoi, mi-au călcat în ghișoare 12 prăjini de cânepă. Din am putut să aleg nica din ea. Recunoști că ai călcat în picioare 12 prăjini de cânepă? Bă, am mai jumătate. Și știi că nici nou. Cum vine asta? La mintea cu coșul lui Mărora Tribuna. Și-o mori eu, am o fugări. N-am călcat numai eu cânepă. Deci, eu am călcat jumătate, iar cealaltă jumătate, vorbit-o sunt. Asta cam așa e. Dar nu vă uitați la și spune diavolul ăsta. Pe stare sunt toată lumea pe dos. Să spună matra, dacă a primit despăgubiri pentru toată stricăciunea cânepei. Apoi, cam a primit. Mi-a plătit tot taicăsul. Vedeți unul la tăcute. Acuzatul a plătit stricăciunea întregime, cu toate că, de fapt, e vinovat în jumătate. Mă rog, asta a fost. Dar închelița taicăsta a mai făcut o poză trecului sat. Dacă nu are legătură directă cu dumneata, o cercetăm la timpul potrivit. Asupra declarației ce ai dat-o, curtea e rănuită. Acum se intre martorul următor. Martorul următor! Martorul următor! Hai mai repede! Dânata, cine ești moșule? Eu sunt martor că băietul Aista a vrut să vândă pupăzan în iar mă rog. Jură că și a patru. Permiteți să pun martorul câteva întrebări. Aveți cuvântul. Să spună martorul dacă acuzatul avea de vânzare o pupăză. Păi, cred că avea. Să spună martorul dacă acuzatul i-a vândut pupăza și cu ce preț. A, păi de... Cred că a vrut să mi-o vândă, dar n-a cumpărat-o. Era pupăza sarului. Dumneata nu mai ai dreptul să vorbești decât atunci când voi să vă trebuie cu mință. Ce sumă de bani a cerut acuzatul pe pupăză? A, păi de... nu mai țin. Dacă ai venit să depui mărturie, trebuie să știi ce vorbești. Acuzarea cere permisiunea să renunțe la acest martor. Aveți permisiunea. Apărarea mai are ceva de întrebat? Să spună martorul, dacă patria cea de mână acel băiat era o pupăză. Apoi de, pupăză și altceva era să fie. Care de tot părut în această declarație? Spun că moșul nu prea are ținere de mine. Am prins și vreți țăgă. Mă crezi atât de scat în cap? Ia că spunând, tocmai te-am întrebat la ea mă rog. De vânzare, țăgăi nu și eu mai băieții. Așa te-a întrebat? Nu, nu. Vreau să se concerneze cu pântul găinușă. Și cât bani te-a cerut pe pasăre? Mi-a spus că am făcut pe copaș. Dumneata, ce ai făcut pe urmă? Mi-a luat pasărea sub grânul ies, i-a dezlegat chișoarele și pe urmă și cred. I-a dat drumul să rămână! Onorată instanță, vreau să se rețină că martorul a vorbit despre găină, nu despre pământul. În al doilea rând, părâtul nu a cerut un preț anume pe pasăre. În al treilea rând, martorul este acela care a produs clientul meu o pagubă prin faptul că a lăsat patria să pare. Protestez! Mă rog, este opinia apărării. Dar să nu am făcut niciodată la acest martor. Încă o întrebare, moșule. După ce l-ai făcut pe băiat de patre, i-ai dat vreo despăgubire? Am făcut și nu știu. Cred că ești ația mulțumită. Nu te-ai sănătos, moșule, nu mai avem nevoie de asta. Da, păi de, sunt-ați voi să vă pus primul de la. Bine, bine, mă făcut. Stai aproape, dar să nu cumva să fac dorecii. Mare moșne. Liniște, cartele fac o sală. Încă în partea acuzat, acuzării să nu aducă astfel de valori. Să intre matul următor.
Eu sunt cu pădare în fel. Despre ea vreau să spun onorată instanță. În legătură cu poza făcută din prețar, întreb listat. Rog să audiezi și acest marco. Protestez! Aici este care de oameni, nu de animale. Această ființă reprezintă un delict de ținut de acuzat. Atunci să fie odiat și corp cu delict. Ce ai de spus în legătură cu poza de foră? Păi ia la Isa, m-am prins în poza din tel, acum m-am dus, m-am dus în poza în case, și apoi m-am dus în ea mă, m-am bătut până în gâzgare. Vă bătați cum ați dat. În loc mi-am fost cum am scumpat în mor, cu veți care puni. Suficient, onorată instanță. Cred că a avut o mărturie, nu se poate mai clară că acuzatul s-a făcut vinovat de furt și de inducerea în eroare a bunei credințe a oamenilor. Onorată instanță, ce să fie ascultat și cu rândul? Ce ai de spus în cele declarate mai noi? Din cauza putezei, mama, mă scula în fiecare dimineață, noaptea în cap. Și-a sornit cu satului. Dumneata a început smărturie, trebuie să nu mai vorbești. Recunoști că ai furat deșteptătorul satului? Nu. S-a pronunțat aici, de către partea acuzării, cuvântul furat. În consecință, permite să pun și ultima întrebări a acestei burăcare. Puneți întrebările. În curtea cărui gospodare ai crescut? În ei și o curte. Am văzut tot într-o scorbă și am crescut într-un copac. Cine ți-a dat de mâncare? Mă hrănesc singur, cu ce prind și eu de aici, de acolo. Te-a plătit cineva acasă pentru fiecare dimineață? Nu m-a plătit nimeni, dar nu-mi vine nimeni să cânt. Și răzutânătate, te este clar că pasărea nu a fost furată de acuzat, deoarece nu a face chiar nimănui care să reclame că s-a furat organea din pune. În al doilea rând, pasărea nu e cea solnic și nici nu a fost învățată de cineva să cânte la ora anumită. Dacă oamenii s-au folosit de ea, iată chestiunea. O spun, clientul meu nu poate fi învinit de furt. Protestez! Mă rog, aveți dreptul să protestați. Dar vă rog să spuneți, dacă luați în jos o gheață și o puneți în buzunar, asta înseamnă că ați furat? Nu e tot una cu acest caz. Bineînțeles că nu e tot una cu acest caz. Dar iei cu păzna și o arunci în sus, e zboară. Dacă arunci piatra, îți poate cădea în cap. Liniște! Acuzat, nu mai fost întrebat. În ceea ce privește o rătania asta, curtea se declară lămurită și nu mai are nevoie de ea. Ne-au zis, poți să pleci ușor și pleacă de aici. Se întreba la următor. Martor următor, se întreba. Popa ușor bani. Cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt părinții lor Șobanu, tocmai din capătul Cumăreștiului. Jură că vei spune adevăr. Ne. Să spună Marcul, dacă e adevărat, că acuzatul aici de față a venit la acasă de dumneata împreună cu niște complici și te-a deranjat în timpul lucrurilor. Adevărat este. Pe lângă acestea ți-a mai făcut și alte pampe? Cauza lui, am pierdut câteva bucăți de lemne tăiate pentru foc. Rog să se ia notă de această probă de vinovăție a acuzatului. Permiteți, vă rog, să pun și ultima întrebări Marcului. Aveți un punct. În ce timp s-a petrecut fața despre care ne-a vorbit? În ajunul la minunou. E adevărat ce spune părintele Șobanu? Adevărat, adevărat. M-am dus cu fratele meu, cu Zaharia, de acolo e 2 ani și cu alții, nu am vrut lui Divin. Așa cum e obișnuit de strămoș. Când colo... Ne-a ajuns. Acum să răspundă martorul dacă trebuie să respectăm obiceiile strămoșești sale distruge. Obiceiile strămoșești sunt sfinte. Atunci, cum să vorbesc când ați primit copiii la orat, respectăm frumoasele obiceiuri ale poporului nostru. Protestez, cer cuvântul. Să termine întâi partea apărării. Mulțumesc. În ce privește pierderea unor bucăți de lemne, să-l întrebăm și pe acuzat cum s-a pierdut. A aruncat după noi clienți. Deci lemnele s-a pierdut din vina martorului. Dar am orat în bunal. Ce se întâmpla dacă un copil era lovit cu o bucată de lemne? Protestez, partea apărării de viață de la subiect. Vă rog să reveniți la subiect. Am vrut să arăt că martorul a aruncat un copil fără să aibă motive temeiate, ci contra normelor de conduită în împrejurările menționate. Cu acestea am terminat. Atunci ce fie adus martorul următor. Martorul următor, de între următor s-a eliminat. Eu sunt Irinuca din Groșteni și iată ca jur. Ce ai discut de acuzatul de acolo? Apoi eu stau la mine în gazul și mi-au rupt o capul în bucăți. S-o urca pideal cu alți copii și-o prăbălit de acolo stâng din mi-o spart casa și gardul și mi-au omorât o viață capă. Capul am rămas cu ură și zângură pe urmă și urât. Și mă fac eu cu o viață capră și cu atâta pagubă ce mi-a mai făcut. Destul, curtea s-a lămurit. Acuzarea are depus întrebări? Onorată curte, cred că a avut o mărturie cu nu se poate mai clară că acuzatul s-a făcut vinovat de ucidere și distrugerea clădirii și fuga de la locul faptei. Onorată instanță, vă rog să atrageți atenția acuzării că accidentului voluntar a decesului caprei nu poate fi etichetat ca ucidere. Am reținut observația și rog acuzarea să ia notă.
În ce privește dărmarea clădirii, vreau să menționez că Golovanu nu a dărmat bordelul, ci a trecut de-a prindindă. Dacă se afla din o ființă omenească, ce s-ar fi întâmplat? Aș vrea să-l întreb pe unul la dacă știi povestea cu drobul de sare de pe sobă. Asta nu știu eu, mai bine. Acuzat. Acum ai dreptul la cuvânt. Aș ruga partea părării să nu facă politică în ședință. Atunci, dacă îmi permiteți, aș vrea să pun și eu câteva întrebări. Aveți cuvântul. Îmi spune-mi, te rog, capul în care era sănătoase? Sănătoase, sănătoase, ca totul. Ce puteți spune în atare despre capre? Îți ești oră să fie sănătoasă. Într-o dimineață, eu și cu Dumitru ne-am trezit plângerii că prea numai voi și ești am pătrit. Până mai primi la școală, o trebuie să nu o cerului și slujului, stăm cu pielea mără la soare până în susul cu cel așa pe noi. Apoi se bugăm în apa bistrițe. Și voi închipuiți oameni la tribunal și înseamnă să te faci vizori în apa bistrițe. Primăvara cum să vezi la pensii. Dar bolovanul a spart pasă și capra a fost omorâtă. Onorată, putem. E adevărat că a fost rostogolit bolovanul, dar clientul meu nu a știut de potenință va avea fapta. N-am reprezentat să spargă casa, a avut o comportare nesăbuită de copil, dus de curiozitate, fapt pentru care cer circunstanțe atenuate. Dar paguba a rămas. Să spună părântul ce s-a făcut în această privință. A fost desfăcută femeia sau nu? Onorat, după așa am fost la tine norocită, care n-am vrut să întâmpli, am plecat la bunicul meu, dar din pipiri. M-am stat acolo până și bunica i-a bunicat de lui, apoi am plecat în cumulet. Dar paguba femeii, cum a rămas cu paguba? Paguba a fost tot bunii cu doamnă. Cât tare bună era. I-a dat femeii cu altă gardă. Ai primit despăgubire pentru stricăciune? Apoi am cam primit. Cât ai primit? 4 gardă. Și ești mulțumită cu despăgubirea sau mai ești pretenții? Apoi mi-am mai cerut și eu brațului dacă aș mai cere. Că am primit mai mult decât am pierdut. Dar capra mea e singurică, săraca. De spus! Uitam să-l mori! Martorul Mător, te-ai și jură că veți spune adevăr. Doar de asta am venit, sunt smărătița copilă de sub deal și să spun numai adevăr. În declarațiile unor colegi de școală, rezultă că acuzatul te trăgea vese de păr. E adevărat? E adevărat. Onorată curte, vă rog să se rețină acest fapt acuzator. Dar așa plăcea mie să mă tragă de coate. Onorată exact. Vreau să se rețină și această declarație favorabilă acuzatului. Tot din declarațiile unor colegi, rezultă că acuzatul te-a dat un pentru că... Pentru că mine nu-l face să prindă muște. Deci adevărat, vă rog să se noteze. Adevărul adevărat e că Nicola Ștefana Petre avea dreptate. Eu l-am necășit. Vreau să noteze și această declarație. Acum, acuzată, ce mai trebuie să faci cele declarații de martoră? Da, fac și eu declarații. Cum putem să fim noi nepăsători și să nu cerem cea mai aspră pedeapsă
Henry Ingram 4, care a produs palube unor oameni nevinovați. Găsindu-l vinovat de tot ceea ce au declarat martorii, cerem onoratului tribunal să-l pedepsească pe acuzat, pedeapsa maximă cerută de lege. Vă mulțumesc! Având în vedere cele spuse din partea acuzării, mulțumim procurorului pentru ordinarea deșadarului, prezentând un rechizitor care nu poate fi bănuit de prea multă gândețe. Acum, dăm cuvântul avocatului. Apărarea recuzorului. Onorat tribunal, ascultând rechizitorul, stimatul meu coleg, m-am ajutat să luăm în fața noastră, nu copilul de fată, ci un balaur, nu știu, care ne-a mențit viața la orice clipă. Dar în fața noastră se află un copil, ca orice copil din lumea asta mare, caracterizat dumneavoastră tot și curiozitate. Cine nu-și amintește zicata de bătrân? Nici copil cu minte, nici babă frumoasă. Deci, ca orice copil, trebuie învățat și orice copil când învață, greșește. Oare noi, cei mari, trebuie să pornim în acest drum al educației cu pedepse sau cu învățarea greșelilor? Nu vreau să spun că Nică, al lui Ștefana Petre, a greșit, nu a greșit. Dacă a întrebat cineva dacă acest copil, după ce a făcut și o faptă greșită, nu s-a gândit că e rău ceea ce a făcut, oare nu l-a mutrat conștiința niciodată? Există suficiente dovezi care greșeau. După ce greșea și așa mă la trebuie să canice, mă jurând și urându se la trecere cu fetele la tot. De astfel, de ori aș veni corect la litorcălor. E adevărat că s-a dus cu cupăzarea aia maloc, dar nu de dragul de a face negustărie, ci de necaz, ca să capi de sculatul cu noaptea în cap. A răsăgărit bolovanul de pe munte, nu din răutate, ci din curiozitate specifică vârtei, nevrânduindu-se la urmările neplăcute. Nu a premeritat nici partea camerei, nici dărmarea că Olivei. Cauza adevărată a accidentului a fost că nimeni mi-a atras atenția, experiența cu bolovanul putea avea urmări neplăcute. Și-a iubit părinții și pământul unde s-a născut. Oamenii s-au prin atac și obiceiuri. Aș putea să vă spun încă multe, dar toate fruntele mele a dovedit același lucru. Că toate greșelile în urmă care adresează tot practică, nu este cum nu sunt faptele săvârșite cu bună știință. Încheiind aici cuvântul meu, rog onoratul tribunal să cântărească faptele în urmă în balanța înțelepciunii și a dreptății. Vă mulțumesc! Ascultând pledoaria, curtea consideră dezbatele încheiate și se retrage pentru deliberare. În urma procesului desfășurat astăzi, cu ascultarea martorilor, a părții acuzatoare și a apărării, în cazul curătului la lui Ștefana Petri, zis Ion Creangă, curtea hotărăște. Acuzatul s-a făcut vinovat de unele fapte care nu se sprelau de-a sa. Mărturisind însă, deschis și având în vedere că unele fapte s-au produs în împrejurări speciale și că implicatul a repetat cele întâmplate, acordăm circumstanțe atenuante. În consecință, tribunalul pronunță următorul verdict. Părătul Ion Creangă e pedepsit să scrie toate faptele și întâmplările sale din copilărie, așa cum s-au petrecut, să-i dea publicității, pentru ca oricine să poată trage învățăminte din ce a fost bine și ce a fost rău toate acestea. Acuzatul se pune în libertate pe cuvânt de onoare că respectă sentința. Acuzat ce ai adoptat. Onorat tribunal, îmi dau cuvântul de onoare că voi scrie o carte pe care voi numi amintiri din copilărie. Ca să știi că am fost și eu în lumea asta, un mod cu om, o bucată din cuvântul de exită din Pumulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 de ani, nu m-am făcut, dar și sărat. Așa că am așez, că anul trecut, nu că nu sunt eu, niciodată n-am fost. Atât am avut de adăugat. Curtea se jupătește mulțumită cu acest răspuns și de tată închis cazul și nu știu mi-o creatură.